Agatha Christie Poirot, primele cazuri Citește Carmen Dumitriu Problemă pe mare Colonelul Clapperton, spuse generalul Forbes, făcu prezentarea pufnind pe nas. nișora Ellie Henderson se-a în față, o șuviță din părul ei moale, cărunt, căzându-i pe figură. Ochii ei negri și pătrunzători scripiră cu o plăcere răutăcioasă. Ce bărbat cu soldățească!" remarcă ea cotentă malițioasă și și aranjă la loc șuvița, așteptând efectul. Soldățească!" explodă generalul Forbes. Își răsuci mustața și se făcu roșu la față. E în gărzi, nu-i așa?" murmură domnișoara Henderson, încoronându-și opera. Gărzi, gărzi! Câte prostii!" Tipul a fost pe scena teatrului de revistă. asta -i. A intrat în armată și s-a dus în Franța să numere cutiile cu ajung de prune și mere. Unii au lăsat să le cadă în mod accidental o bombă și el s-a întors acasă cu o ușoară rană la braț. Într-un fel sau altul, a intrat la spitalul condus de Lady Carrington. Deci, așa s-au întâlnit. asta i Tipul a făcut pe eroul rănit. Lady Carrington n-avea bun simț. În schimb, dispunea de grămezi de bani. Bătrânul Carrington se ocupase de muniții. Rămânseze văduvă numai cu șase luni în urmă Individul ăsta o își facă imediat. Ei face rost de slujbă la Ministerul de Război. Colonelul Clapperton. Phew, ufni el. Și înainte de război a fost pe scena teatrului de revistă, repete domnișoara Henderson, încercând să împace pe distinsul colonel Cărun Clapperton cu comedianul cu nasul roșu care cânta melodii vesele. E adevărat, spuse generalul Forbes. Am auzit asta de la bătrânul Bassington. Și el a auzit-o de la bătrânul Badger Cotterill, care o știe de la Snicks Parker. Domnișoara Henderson dădu din cap încântată. Asta pare să rezolve treburile, spuse ea. Un ușor zâmbet se ivi pentru o clipă pe fața unui omuleț așezat lângă ei. Domnișoara Henderson observă zâmbetul. Ea era perspicace. Asta dovedea apreciere pentru ironia conținută de ultima ei remarcă. Ironie pe care generalul n-ar fi bănuit-o niciodată. Generalul n-a observat zâmbetul. El își privi ceasul, se ridică și zise. Exerciții! Trebuie să-ți păstrezi forma pe vas și ieși prin ușa deschisă pe punte. Domnișoara Henderson se uită la omul care zâmbise, cu ca o privire încurajatoare care arăta că era gata să intre în dialog cu un tovarăș de drum. E energic, nu?" spuse domnul cel cărunt. Face în conjurul punții exact de 48 de ori," explică domnișoara Henderson. Ce bătrân bărfitor! Și se spune că sexului nostru îi place scandalul. Ce lipsă de politețe!" Francezii sunt întotdeauna politicoși, comentă domnișoara Henderson pe un ton oarecum interogativ. Micul domn răspunse prompt. Belgian, mademoiselle. Oh, belgian! Hercule Poirot, la dispoziția dumneavoastră. Numele îi răscolea ceva în memorie. Sigur mai o zis înainte. Vă place călătoria asta, domnule Poirot? Să fiu sincer, nu. A fost o tâmpenie de a mă lăsa convins să vin. Detest le merg Niciodată nu e liniștită. Nu. No. Nici măcar un minuțel. Bine, trebuie să recunoașteți că e destul de calm acum. Poirot recunoscu asta mormăind. Așa mă da. De aceea simt că renbiu. Începe să mă intereseze din nou ce se întâmplă în jurul meu. De exemplu, felul de baci în care ați discutat cu generalul Forbes. Vreți să spuneți? Domnișoara Henderson se opri. Percul Poirot se înclină. Metodele dumneavoastră de a scoate de la el chestia aia de scandal. Admirabile. Domnișoara Henderson râse fără jenă. Apropo, acela la gărzi, știam că asta o să-l facă pe bătrân să spumege și să caște gura. Se aplecă spre Poirot ca să-i facă o confidență. Nu recunosc că îmi place scandalul. Cu cât este mai mare, cu atât mai bine. Poirot se uită gânditor la ea. Avea o siluetă subțire, bine păstrată. Ochii erau negri și pătrunzători, părul avea cărunt. O femeie de 45 de ani, care era mulțumită să arate de vârsta ei. îi spuse brusc. Știu, nu sunteți marele detectiv?" Poirot confirmă. Sunteți prea amabilă, mademoiselle." Dar nu o contrazise. Ce palpitant făcut domnișoara Henderson. Sunteți pe urmele, cum se spune în cărți? Avem un criminal în mod secret în mijlocul nostru? Sau sunt indiscretă? Nici vorbă, nici vorbă. Îmi pare rău că vă înșel așteptările, dar mă aflu aici pur și simplu ca toată lumea pentru a mă distra. Spuse asta pe un ton atât de pictisit, încât domnișoara Henderson râse. Oh, bine, veți putea ajunge la țăr mâine la Alexandria. Ați mai fost în Egipt? Niciodată, mademoiselle. Domnișoara Henderson se ridică oarecum brusc. Cred că o să mă duc să fac exerciții ca generalul, l-anunță ea. Poirot se ridică politicos în picioare. Ea îl salută din cap și ieși pe punte. Ușor o uimire se ivi pentru o clipă pe figura lui Poirot, apoi un zâmbet îi trecu pe buze, se ridică, scoase capul pe ușă și privi de-a lungul punții. Domnișoara Henderson se sprijinea de balustradă, vorbind cu un bărbat înalt cu o înfățișare soldățească. Poirot zâmbi și mai mult. El se retrase în fumoar cu aceeași grijă exagerată cu care o broască se bagă în carapacea ei. Deocamdată era singur acolo, deși pe bună dreptate și închipuia că asta nu va dura mult timp. Și n-a durat. Doamna Clapperton, cu părul ei îngrijit ondulat, protejat de plasă și silueta ei menținută prin masaje și dieta, îmbrăcată într-un costum sport elegant, a apărut prin ușa barului cu alul sigur al unei femei care întotdeauna fusese capabilă să plătească prețul cel mai mare pentru orice ar fi avut nevoie. I-a spuse, John? Oh, bună dimineața, domnule Poirot! L-ați văzut pe John? Este pe punte, madame. Să-l... îl opri cu un gest. Am să stau aici un minut. Se așeză într-o manieră de regină pe scaunul din fața lui. De la distanță putea să arate de 28 de ani. Acum, în pofida machiajului excelent, a sprâncenelor pensate cu delicatețe, nu arăta a 49 de ani cât avea, ci a 55. Ochii okay, erau de un albastru deschis cu pupile mici, îmi pare rău că nu v-am văzut la cina seară," spuse ea. A fost, bineînțeles, ceva ce aducea a friptură." Precisum, mă," spuse Poirot cu convingere. Din fericire, sunt un marinar excelent," zise doamna Clapperton. Spun, din fericire, fiindcă, cu inima mea slăbită, răul de mare ar însemna, probabil, moartea pentru mine." Aveți inima slabă, madame?" Da. Trebuie să fiu extrem de grijulie. Nu trebuie să mă obosesc prea mult. Toți specialiștii spun asta." Doamna Clapperton se ambalase să vorbească pe tema pentru ea, fascinanta sănătății sale. John, scumpul de el, se străduiește din răsputări să mă împiedice să fac prea multe. Trăiesc atât de intens. Știți ce vreau să spun, domnule Poirot? Da, da. Îmi spun întotdeauna, încearcă să fii ca o plan de Adelin. Dar eu nu pot. Viața trebuie trăită, așa cred. De fapt, m-am extenuat de tânără în timpul războiului. Spitalul meu. Ați auzit de spitalul meu? Sigur că aveam infirmiere și asistente și tot ce trebuia, dar de fapt eu îl conduceam. A oftat. Vitalitatea dumneavoastră este minunată, dragă doamnă, spuse Poaro cu aerul ușor mecanic al unuia care dă o replică. Doamna Clapperton răse strângărește. Toți îmi spun ce tânără sunt. E absurd. Niciodată nu încerc să pretind că am o zi mai puțin de 43, continuă ea cu o candoare ușor falsă, dar la foarte mulți le vine greu să creadă. Ești atât de viu, aia Adeline," îmi spun. Dar, de fapt, domnule Poirot, cum ai putea fi dacă n-ai fi viu?" Mort," răspunse Poirot. Doamna Clapperton se încruntă. Răspunsul nu era pe placul ei. zise că omul încerca să fie nostim. Se ridică și spuse cu răceală, Trebuie să-l găsesc pe John." Când păși prin ușă, își scăpă geanta. Aceasta se deschise și tot ce era înăuntru se împrăștie prejur. Poirot se repezi galan să o ajute. Le-au trebuit câteva minute să adune rujuri, cutii de pudră, tabachera, bricheta și alte fleacuri. Doamna Clapperton îi mulțumit politicoasă, după care se duse pe punte și zise, John! Colonelul Clapperton era însă încit în convorbire cu domnișoara Henderson. Se răsuci și se îndreptă repede spre soția sa. Se aplecă peste ea cu un aer protector. Scaunul ei de pe punte era unde trebuia? N-ar fi mai bine? Purtarea lui era grijulie, plină de atenții gentile. Evident, o soție adorată, alintată de un soț iubitor. Domnișoara Ellie Henderson privi spre orizont, ca și cum ceva la el o cam dezgusta. Aflat în ușa fumoarului, Poirot îi privea. O voce răgușită, tremurată, în spatele lui spuse. Mi-aș declara război femeii aleia dacă aș fi soțul ei. Bătrânul domn, cunoscut printre cei tineri de pe vas, sub numele lipsit de respect de bunicul tuturor plantaților de ceai, tocmai intrase. Băiete!" strigă el. Adu-mi unui schimare!" Poirot se aplecă să ia o bucată ruptă dintr-un bilet, un lucru uitat din interiorul genții doamnei Clapperton. O bucățică dintr-o rețetă, observă el, care conținea digitalină. O puse în buzunar cu gândul de a-i o restitui mai târziu. Da!" continua pasagerul cel în vârstă. O travă de femeie!" Îmi amintesc de una ca asta în Puna. Era în 87." I-a declarat cineva război?" întrebă Poirot. Pătrânul domn dădu din cap trist. L-a băgat pe bărbasul în într-un an. Clapperton ar trebui să-și vină în fire. Prea-i da năs, nevestisi. Ia ține baierele pungii, spuse Poaro pe un ton grav. Ha-ha, chicotii bătrânul. Ai pus punct. Ține baierele pungii. ha Două fete de dură la în fumoar. Una avea o față rotundă cu pistrui și părul negru răsfirat, în dezordine. Cealaltă avea pistrui și păr castaniu cârlionțat. Ajutor! Ajutor!" strigă Kitty Muni. și cu mine o să-l salvăm pe colonelul Clapperton." De soția lui," completă Pamela Cregan. Noi credem că el este adorabil." Și ea este groaznică. Nu-l lasă să facă nimic!" exclamă cele două fete. Și dacă nu e cu ea, la acaparează de obicei femeia aceea Henderson." care e destul de drăguță, dar teribil de bătrână. Ieșiră în fugă, strigând printre chicote, Ajutor! O să-l salvăm!" Că salvarea colonelului Clapperton nu era o vorbă de spirit izolată, ci un scop precis, a devenit clar în aceea seară când Pam Cregan, de 18 ani, se prezentă la Hercule Poirot și spuse, Urmăriți-ne, domnule Poirot!" El urmează să fie luat de sub aripa ei și dus la plimbare la lumina lunii pe punte. Chiar în acel moment, colonel Clapperton spunea Îți ofer prețul unui Rolls Royce, doar e bun pentru o viață de om. Acum mașina mea... A mea, cred, John. Vocea doamnei Clapperton era stridentă și ascuțită. El nu păru supărat de lipsa ei de delicatețe. Ori se obișnuise deja cu ea, ori... Ori se gândi poaro și început să facă tot felul de speculații. Desigur, draga mea, mașina ta, Clapperton se înclină în fața soției sale și termină ce vroia să spună, perfect netulburat. «Voilà ce că apel le puka saib», se gândi Poirot. Dar generalul Forbes susține că Clapperton nu e deloc un gentleman. Acum mă întreb, cineva sugeră un bridge. Doamna Clapperton, generalul Forbes și un cuplu cu ochii de uliu se așezară să joace. Doamnișoara Henderson se scuză și ieși pe punte. Unde ți-e soțul?" întrebă generalul Forbes, ezitând. John nu joacă," zise doamna Clapperton. Îl plictisește foarte mult." Cei patru jucători de bridge începură să amestece cărțile. Pam și Kitty se îndreptară spre colonelul Clapperton. Fiecare îl luară de câte un braț. Veniți cu noi," spuse Pam. Pe punte, e lună." Nu te prosti, John," spuse doamna Clapperton. O să răcești." Cu noi nu o să răcească," spuse Kitty. Suntem pierbinți." Plecă cu ele râzând. Poirot observă că doamna Clapperton rămase mută cu primele ei două trefle. El plecă să se plimbe pe punte. Domnișoara Henderson stătea rezemată de balustradă. Ea se uită în jur întrebătoare, în vreme ce el se apropie de ea și examină expresia de pe față. Schimbare câteva vorbe. Apoi, de îndată ce el tăcu, ea întrebă. A ce vă gândiți? Poirot explică. Medităm la cunoștințele mele de engleză, Doamna Clapperton a spus: John nu joacă bridge. De obicei, nu se spune nu știe să joace. Eu o consider o insultă personală că nu joacă. Presupun, spuse Elisec. Bărbatul ăla a fost un prost că s-a căsătorit cu ea. În întuneric, Poirot zâmbi. Nu credeți că e posibil ca mariajul să fie o reușită? întrebă el neîncrezător. Că o femeie ca aia. Poirot, dădu din numeri. Multe femei odioase au sosit de votați. E enigma naturii. Recunoașteți că nimic din ce spune sau face nu pare să-l supere. Domnișoara Henderson se gândea ce să răspundă când vocea domnișoarei Clapperton zbură prin fereastra fumoarului. Nu, no, nu cred că mai joc. E aerul așa de îmbâxit aici. Mă duc să respir în voie pe punte. Noapte bună, spuse domnișoara Henderson. Mă duc să mă culc. Dispăru deodată. Poirot se îndreptă spre salon în care nu erau decât colonul Clapperton și cele două fete. El făcea trucuri cu cărți pentru ele și, observând dexteritatea cu care amesteca și împărțea cărțile, o arău și aminti de ceea ce povesti generalul referitor la cariera sa de pe scena unui teatru de revistă. Văd că vă plac cărțile, deși nu jucați bridge, remarcă el. Am motivele mele pentru care nu joc bridge, spuse Clapperton și zâmbetul încântător îi dispăru. Am să vă arăt. Să facem un joc. Făcu cărțile rapid. Luați-vă cărțile, ei bine, ce aveți? răsă de expresia lui Kitty. Își etală cărțile și ceilalți îl urmară. Kitty avea numai trefle, poaro, cupe, Pam, carouri și colonelul Clapperton, pici. Vedeți? Spuse el. Un om care poate să-i împartă partenerului său și adversarilor săi orice cărți dorește, e mai bine să stea departe de un joc între prieteni. Dacă norocul e mereu de partea lui, s-ar putea spune lucruri neplăcute. Oh!" exclamă Kitty. Ați putut face asta! Totul părea absolut obișnuit!" Iuța la mâinii înșală ochiul," spuse Poaro sentențios și surprinsă schimbarea bruscă a expresiei colonelului. Era ca și cum își dădea seama că fusese dezarmat câteva clipe. Poaro zâmbi. Scamatorul se înfățișase prin masca unui puca zaib. Nava ajunse la Alexandria în zorii dimineții următoare. În Poaro termină micul dejun, le găsi pe cele două fete pregătite să coboare pe țărm. Vorba cu colonelul Clapperton. Trebuie să plecăm acum, îl îndemnă Kitty. Oamenii cu pașaport vor părăsi vasul imediat. Veniți cu noi, nu-i așa? Nu să ne lăsați pe țărm singure? Mi s-ar putea întâmpla lucruri îngrozitoare. Sigur, nu cred că e bine să vă duceți singure, spuse Clapperton zâmbind. Dar nu cred că soției mele o să-i convină. Asta e foarte prost, spuse Pam. Dar ea poate să se odihnească cât de mult îi place. Colonelul Clapperton arăta puțin nehotărât. Evident, dorința de a hoinări era puternică. L observă pe Poirot. Ei, domnule Poirot, mergeți pe țărm? Nu, nu cred, răspunse Poirot. Să, să schimb două vorbe cu Adeline, se hotărâ colonelul Clapperton. Venim cu dumneavoastră, spuse Pam. Îi făcut cu ochiul lui Poirot. Poate reușim să o convingem să vină și ea, adăugă pe un ton grav. Colonelului Clapperton păru mă rog să-i placă ideea. Arăta clar încântat. Haideți atunci amândouă, spuse el într-o doară. Toți trei plecară împreună de-a lungul punții B. Poirot, a cărui cabină era chiar lângă cea a familiei Clapperton, îi urmă mâna de curiozitate. Colonelul Clapperton bătu puțin nervos în ușa cabinei. Adelin, draga mea, te-ai trezit? Vocea somnoroasă a doamnei Clapperton se auzi dinăuntru. Oh, pe naiba, ce e? Eu sunt, John. Ce-ar fi să mergem pe țărm? Nici nu mă gândesc. Vocea era stridentă și hotărâtă. Am avut o noapte foarte proastă. Am să stau în pat aproape toată ziua. Pam se băgă repede. Oh, doamnă Clapperton, îmi pare atât de rău. Vroiam atât de mult să veniți cu noi. Precis nu aveți chef? Absolut. Vocea doamnei Clapperton răsună și mai strident. Colonelul întorcea mânerul ușii fără niciun rezultat. Ce e, John? Ușa e închisă. Nu vreau să fiu deranjată de stewards. Îmi pare rău, draga mea. Îmi pare rău. Vroiam numai ceva de pus pe mine. Ei bine, nu ți-l dau, îl repezi doamna Clapperton. Nu mă dau jos din pat. Pleacă John și lasă-mă puțin în pace. Sigur, sigur, draga mea. Colonelul se îndepărtă de ușă. Pam și Kitty lângă el. Să plecăm de îndată. Slavă domnului că aveți pălăria pe cap. O, oh, doamne, Așa Pașaportul dumneavoastră e în cabină? De fapt, e în buzunarul meu, început colonelul. Kitty îl apucă de braț. Ura! exclamă ea. Hai de acum! Aplecându-se peste balustradă, Poirot îi urmări cu privirea pe cei trei care părăseau vasul. auzit pe cineva răsuflând încet lângă el și, întorcându-se, o văzut pe domnișoara Henderson. Ochii ei erau ațintiți asupra celor trei siluete care se îndepărtau. Deci, au plecat pe țărm, zise ea constatativ. Da. Merge și dumneavoastră? Observă că avea o pălărie de soare, o geantă și pantofi eleganți. Părea îmbrăcată să coboare pe țărm. Totuși, după o pauză extrem de mică, clătină din cap. Nu, zise ea. Cred că am să rămân la bord. Am o mulțime de scrisori de trimis. Se întoarse și îl lăsă singur. Răsuflând din greu după turul său de dimineață de 48 de ronduri ale punții, Generalul Forbes îi locul. Aha! exclamă el când remarcă siluetele ce se îndepărtau ale colonelului și ale celor două fete. Deci, ăsta e jocul. Dar unde-i madame? Poirot îi explică că doamna Clapperton va petrece o zi liniștită în pat. Doar nu crezi asta! Bătrânul luptător și închise un ochi tot cunoscător. Ea o să se scoale când nu te aștepți și dacă va descoperi că amărâtul a plecat fără permisie, vor urma represalii. Dar pronosticurile generalului nu s-au adăverit. Doamna Clapperton nu a apărut la masa de prânz, și până când colonelul și domnișoarele sale au revenit pe navă la ora 4, ea nu a apăruse. Poaro se afla în cabina sa și l-a auzit pe soț bătând ușor vinovat în ușa cabinei. A auzit bătaia repetându-se, încercarea clanței și, în cele din urmă, pe colonel cerându-i unui steward: Ascultă, nu primezi niciun răspuns. Ai vreo cheie? Poirot se ridică repede și ieși pe coridor. Vestea se răspândi ca fulgerul pe tot vasul. Îngroziți, fără să creadă că e adevărat, oamenii aflară că doamna Clapperton fusese găsită moartă în cușeta ei. Un stilet din partea locului îi străpunsese inima. Un șirac de mărgele de chehlimbar a fost descoperit pe dușumea cabinei. Zvonuri după zvonuri se succedară. Toți vânzătorii de mărgele care fusese relăsați să urce la bord în ziua aceea au fost adunați și chestionați o mare sumă de bani dispăruse dintr-un sertar din cabină. Bagnotele fusese regăsite? Ele nu, nu fusese regăsite. Bijuterii valorând o avere dispăruseră. Nu fusese luată niciun fel de bijuterie. Un steward fusese arestat și mărturisise că ar fi comis crima. ce adevărat din toate astea?" întrebă domnișoara Ellie Henderson, pândindu-l pe ploaro. Fața ei era palidă și tulburată. Draga mea doamnă, de unde să știu eu?" Cu siguranță, știți, spuse domnișoara Henderson. Era seara târziu. Majoritatea oamenilor se retrăseseră în cabinele lor. Domnișoara Henderson îl conduse pe Poirot spre două scaune de pe punte în partea acoperită a vasului. Acum spuneți-mi, îi comandă ea. Poirot o studie gânditor. Este un caz interesant, conchise el. Este adevărat că i s-au furat niște bijuterii foarte valoroase? Poirot dezaprobă din cap. Nu, no. Nici o bijuterie nu a fost luată. Totuși, o mică sumă de bani a dispărut dintr-un sertar. Niciodată n-am să mă mai simt în siguranță pe un vas, spuse domnișoara Henderson cu un frison. Aveți vreun clu în legătură cu acele brute de culoare a cafelei care au făcut-o? Mm, nu, spuse Hercule Poirot. Întreaga afacere e cam stranie. Ce vreți să spuneți, întrebă Eli Aspro. Poirot își ridică brațele. E bine să luăm faptele. Doamna Clapperton era moartă de cel puțin cinci ore când a fost găsită. Niște bani au dispărut. Un șirac de mărgele era pe dușumea lângă patul ei. Ușa era închisă și cheia lipsea. Fereastra, fereastra nu, hubloul, despre punte și era deschisă. Și? întrebă femeia nerăbdătoare. Nu-i se pare curios ca o crimă să fie comisă în astfel de circunstanțe deosebite? Amintiți-vă că vânzătorii de ilustrate, cei care schimbă banii și artizanii de mărgele, care au primit permisiunea să urce la bord, sunt cu toții bine cunoscuți de poliție. De obicei, stewardii îți închid și cabina, sublinie Eli. Da, pentru a preveni orice posibilitate de furtișag. Dar asta a fost crimă. La ce vă gândiți mai exact, domnule Poirot? Vocea ei era puțin întretăiată. gândesc la ușa închisă, Dumnișoara Henderson merită puțin. Nu văd nimic în asta. Omul a plecat pe ușă, a închis-o și a luat cheia cu el pentru a evita ca omul să fie descoperit prea curând. Destul de inteligent din partea lui, pentru că n-a fost descoperit până la ora patru după amiaza. Nu, nu, mademoiselle, nu înțelegeți nuanța. Nu mă miră cum a ieșit, ci cum a intrat. Desigur, pe fereastră. Se e posibilă. Da, e foarte îngustă. Și vă amintiți, erau oameni care treceau pe punte tot timpul. Atunci pe ușă, spuse domnișoara Henderson, nerăbdătoare. Dar nu vă aduceți aminte, mademoiselle, că doamna Clapperton închisese ușa pe dinăuntru? O făcuse înainte ca domnul colonel Clapperton să fi părăsit nava în dimineața aceasta. El a încercat într-adevăr, deci noi știm că așa este. Prostii! O fi înțepenit sau n-a închis-o ca lumea? Dar asta nu corespunde cu ce au vorbit. Noi am auzit-o efectiv pe doamna Clapperton însă și vorbind așa. Noi? Domnișoara Muni, domnișoara Cregan, colonelul Clapperton și cu mine. Ellie bătu ușor din picior. Nu spuse nimic pentru o clipă sau două. Apoi, pe un ton ușor iritat, întrebă. Ei bine, și ce deduceți exact din asta? Dacă doamna Clapperton a închis ușa, putea și să o deschidă. Așa cred. Exact, exact. Poirot o privi luminându-se la față. Și știți la ce ne conduce asta? Nona Clapperton a deschis ușa și l-a lăsat pe uciga să intre. Acum, ar fi făcut-o ea pentru un văzător de mărgele? Eli a obiectat. Poate nu știa cine e. Poate că a bătut, ea s-a ridicat și a deschis ușa, iar el a intrat cu forța și a omorât-o. Poirot o dezaprobă din cap. Au contraire, ea stătea liniștită, lungită în pat, când i s-a înfipt pumnalul în piept. Domnișoara Henderson îl privi mirată. Care-i părerea dumitale? întrebă pe neașteptate. Poară zâmbi. Vedeți, se pare, nu-i așa, că ea cunoștea persoana pe care a lăsat-o. Vreți să spuneți, se domnișoara Henderson, pe un ton puțin aspru, că ucigașul este un pasager de pe acest vas? Poară în cuvință. Așa par să indice faptele. Și rangul de mărcele lăsat pe dușumea era o pistă falsă? Exact. Și furtul banilor? Exact. Urmă o pauză, după care domnișoara Henderson spuse încet. Doamna Clapperton mi s-a părut o persoană foarte neplăcută. Și cred că nimănui de la bord nu i-a plăcut cu adevărat de ea. Dar nu era nimeni care să aibă vreun motiv să o omoare. Poate cu excepția soțului ei, spuse Poirot. Dar nu credeți. Se opri. Toată lumea de pe vasul ăsta e de părere că domnul colonel Clapperton avea toate motivele să i dea cu barda. Îi se pare că asta e expresia pe care o foloseau. Ellie Henderson se uită la el, așteptând. Dar trebuie să recunosc, continuă Poirot, că eu nu am observat niciun semn de exasperare din partea bunului colonel. Ceea ce e și mai important, este faptul că are un alibi. A fost cu fetele toată ziua și s-a întors pe vas abia la ora 4. Doamna Clapperton murise deja cu multe ore înainte. Urmă încă un minut de tăcere. Ellie Henderson murmură. Credeți deci că un pasager de pe navă? Poirot dă două afirmativ din cap. Ellie Henderson izbucni deodată în râs. Un râs sfidător, provocator. Teoria dumneavoastră e greu de dovedit, domnule Poirot. Sunt o mulțime de pasageri pe vasul ăsta. Poirot închină din cap. Am să folosesc o expresie dintr-o poveste detectivă de-a dumneavoastră. Am metodele mele, Watson. În seara următoare, la cină, toți pasagerii au găsit câte o notiță bătută la mașină lângă farfuria lor, prin care erau invitați să vină în salonul principal la 8.30. Când toți s-au adunat, capitanul a urcat pe platforma unde de obicei cânta orchestra și început să revorbească. Doamnelor și domnilor, știți cu toții de tragedia care a avut loc ieri. Sunt sigur că doriți cu toții să cooperați pentru a-l aduce pe făptuitorul acelei crime murdare în faza justiției. Se opri și duși. l avem cu noi la bord pe domnul Hercule Poirot, care vă este, probabil, cunoscut tuturora ca un om ce are multă experiență în asemenea treburi. Sper să ascultați cu atenție la ceea ce o să vă spună. În acest moment, colonel Clapperton, care nu fusese la cină, intră și se așeză lângă generalul Forbes, arăta ca un om copleșit de tristețe, cât de puțin ca unul care simțea o mare ușurare. Ori era un foarte bun actor, ori fusese atașat într-adevăr de soția sa dezagreabilă. Domnul Hercule Poirot, spuse capitanul și coborâ. Poirot îi luă locul. Arăta caragios așa plin de importanță cum se înfățișa auditoriului. Monsieur, madame, începu el, este foarte amabil din partea dumneavoastră că aveți bunătatea să mă ascultați. Monsieur le capitan, v-a spus că am oarecare experiență în aceste treburi. Am, este adevărat, o mică idee personală în legătură cu modalitatea de a da de capăt acestui caz deosebit. Făcu un semn și un steward înainte și dădu un obiect voluminos, inform, învelit. Ceea ce am de gând să fac s-ar putea să vă surprindă puțin, îi avertiză Poirot. O să mă considerați excentric, poate nebun. Cu toate acestea, vă asigur că în spatele nebuniei mele există, ceea ce voi englezii numiți, o metodă. Ochii săi îi întâlniră doar pentru o clipă pe cei ai domnișoarei Henderson. Începu să dezvelească obiectul acela mare. Am aici, messieurs și mesdames, un important martor care știe cine a omorât-o pe doamna Clapperton. Cu o mână dibace, dedu la o parte și ultima bucată de pânză, lăsând să se vadă obiectul ce fusese acoperit o păpușă de lemn, aproape de mărime naturală, îmbrăcată într-un taior de catifea cu un guler de dantelă. Acum Arthur, spuse Poirot, și vocea sa i se schimbă subtil, nu mai părea străină, era în schimb o engleză curată, cu o ușoară inflexiune tipic londoneză. Pot să-mi spui, repet, pot să-mi spui ceva despre moartea doamnei Clapperton?" Gâtul păpușii se mișcă puțin, Maxilarul de lemn de jos căzu și se auzi vocea stridentă, înaltă, a unei femei care spunea Ce e, John? Ușa e închisă! Nu vreau să fiu deranjată de stewards!" Se auzi un țipăt, un scaun răsturnat. Un bărbat se ridicase clătinându-se cu mâna la gât, încerca să vorbească, încerca, apoi, deodată, trupul său păru să se înconvoie. Căzu cât era de lat. Era colonelul Clapperton, Poirot și doctorul Navei se ridicară în picioare de lângă trupul nemișcat. Mă tem că a murit. Inima, a spuse doctorul concis. Poirot dădu din cap. Șocul de a și văzut trucul descoperit, spuse el. Se întoarse spre generalul Forbes. Dumneavoastră, generale, mi a dat un indiciu prețios, menționând teatrul de revistă. M-am mirat, m-am gândit și apoi mi-a venit ideea. Presupunând că înainte de război, Clapperton a fost un vist, în acest caz, ar fi fost perfect posibil ca trei oameni să audă pe doamna Clapperton vorbind din lăuntru cabinei, când de fapt ea era deja moartă. Ellie Henderson se afla lângă el. Ochii okay, ei erau negri și îndurerați. Știați că avea inima slabă? întrebă ea. Am bănuit. Doamna Clapperton spunea că suferă ea însăși de inimă, dar m-a frapat faptul că părea tipul de femeie care îi plăcea să fie crezută bolnavă. Apoi, am găsit o bucată dintr-o rețetă cu o foarte puternică doză de digitalină pe ea. Digitalina este o doctorie pentru inimă și nu putea fi a doamnei Clapperton, deoarece digitalina dilată pupilele ochilor. Nu am observat niciodată așa ceva la ea, dar când m-am uitat la ochii lui, am văzut semnele imediat. Eli murmură. Deci, v-ați gândit că s-ar putea termina în felul acesta? Ce mai bună soluție! Nu credeți, mademoiselle? spuse el cu blândețe. Ochii îi se umplură de lacrimi. mi a spus: Ați știut, ați știut tot timpul că -l iubeam, dar n-a făcut-o pentru mine. Din cauza fetelor acelora, tinerețea l-a făcut să simtă sclavia. A vrut să se elibereze înainte de a fi prea târziu. Da, sunt sigură că așa a fost. Când ați ghicit că era el? Avea o stăpânire de sine așa de perfectă, spuse simplu Poirot. Oricât de exasperantă era porteara soției sale, nu părea niciodată să-l afecteze. Asta înseamnă că se obișnuise într-o asemenea măsură încât îl lăsa indiferent. Sau, bine, am hotărât că e cealaltă alternativă. Și m-a avut dreptate. Și apoi, mai fost și insistența asupra talentului său de scamator din seara anterioară crimei pe care pretindea că nu se folosește. Dar un om cum era Clapperton nu renunță la talentul său. Trebuia să fie un motiv. Atât timp cât oamenii credeau că fusese un scamator, era puțin probabil să-l considere un ventriloquist. Și vocea pe care am auzit-o, vocea doamnei Clapperton, nu una dintre spioardeze, avea o voce asemănătoare cu a ei. Am făcut-o să se ascundă în spatele scenei și am învățat-o cuvintele. A fost un truc, un truc crud, strigă Eli. Dezaprob crima, spuse Hercule Poirot. Sfârșit.